În fiecare an, când vine ziua de 7 aprilie, undeva 3-4 zile, eu mă simt foarte agitat, zbuciumat, nu, anume în aceste zile. Sunt așa momente care te stărui să le scoți din memorie. Eu sunt convins că cei care au trecut printre asta, prin aceste violențe și comisariate, eu sunt convins că ei nu mai doresc să repete experiența care au trăit-o prima dată în viața lor. Șapte ani în urmă, exact în acest loc, zeci de mii de tineri s-au adunat pentru a-și manifesta nemulțumirea față de rezultatele alegerilor parlamentare. Ceea ce se dorea a fi un protest pașnic a degenerat la scurt timp în acțiuni violente soldate cu distrugerea clădirii parlamentului și a președinției, dar și cu tineri bătuți ulterior în comisariatele de poliție. Totul, de fapt, a început pe data de 6 aprilie la universitate, când ne-am strâns mai mulți studenți și eram dezamăgiți de rezultatele alegerilor. Atunci eram vreo 10 de la istorie și vreo 10 de la facultate de jurnalism și am decis să facem un marș de protest în fața președinției și parlamentului, fără autorizație, legați cu panglică neagră la mână. Toți erau cu un gând bun, adică de răscoală, deja cred că erau săturați de comuniști, de măgeală și toți cu spirit patriotic, organizat de la Universitatea Tehnică, de la Rășcani, până în centru am mărșăluit, până în piață. Personal și împreună cu colegii care mereu mă rog de facultate, simțeam așa un, nu știu, parcă o eliberare, adică când vedeai că lumea într-adevăr s-a adunat și striga toți pașnic, frumos. A fost un strigăt așa, a oamenilor, a poporului. Desigur că aveai speranța că ceva o schimbe spre bine. Astăzi, guvernul a să introducă regimul de viză între Moldova și România. Acolo era o mașină de pompieri în zona președinței. Prima au început să o distrugă, să o răstoare, nu mai țin minte precis. S-au urcat în ea. Erau provocatori? Da, erau provocatori. Clar că noi din start, fiind, mă rog, la vârsta de 19 ani, având experiență, noi doar nu ne-am dat seama că provocatori. Erau niște gloate de oameni care ori se băteau, ori îl băteau pe cineva. După am aflat că astea erau polițiștii care începeau de cum a să bată. Pe urmă n-am observat cum totul s-a întâmplat, când au venit carabinierii, sunt din zona Ștefan cel Mare, vis-a-vis de Patria, acolo de trotuar, au început să scoată pietre și atunci s-au început ciocnirile. Cordonul, de exemplu, care venea, bătea în scuturile lor ca intimidare și strigau jos la pământ. Cineva scutea pietre de acolo și s-arunca în sărmanii carabinieri, care erau, mă rog, 20 de ani, cred că aveau și ei. Da, toți au fost bătuți ca unul. 48 cu 13, 61 de mandate. Dumnezeu a dat această cifră. Spre seară, nu, fiind încă cu emoțiile din ziua de 7, m-a reținut mai mult în centru. Deci era undeva miezul nopții. Eu de acum vreau să plec la Buicani. Pe aproape de orele 11-12, nu mi-aduc bine aminte, când au început mascața a interveni în forță în piață. Din partea dinspre strada Pușkin a venit un val de polițiști. Și pe toți care îi întâlneau în cale, pe toți îi băteau, încărcau în mașină. Din stat am spus, vă rog dați-mi voie să plec, fiindcă eu nu am făcut nimic absolut. Ei nu, m-au pus jos la pământ, m-au bătut foarte tare. Unul din băieți mi-a povestit că atunci când i-a aruncau, el, având și o mână fracturată, el s-a răstogolit sub un tufiș. Nu era sens să spui că n-ai fost sau ai fost în timpul protestelor în fața Parlamentului și a președinției, nu era sens să spui că, băi, eu n-am aruncat. Pentru mascața asta nu avea nicio importanță.
A stat până dimineața acolo, în locul cel rece, cu mâna fracturată, dar a scăpat și nu a fost luat la poliție. După bătaia și adică m-am așteptat la orice așa, adică credeam că se termine într-un tupic, cum s-ar spune, undeva să ne ducă, să ne bagă și să ne împuște. Tovarășii buroni, oprește teroarea asupra copiilor, asupra copiilor! Primele apeluri au fost de la mame. Mame disperate, mame care nu știa unde sunt copiii lor. Deci de la 12, de când am fost duși din piața Marii Adunări Naționale, până la 3 noapte am fost ținuți în genunchi, într-un garaj. Acolo ne-au pus pe toți cu fața la perete, mâinile după cap și mergeau și ne controlau prin buzunari. S-a început atunci goana asta după tineret. Veneau la facultate sub diferite pretexte, mă rog, și ce scoteau, pe urmă te duceau la sector. Era un coridor de polițiști, în timp ce ăștia doi te duceau, ăștia loveau cu pumnile și cu picioarele. Am fost puși toți cu mâinii la perete, iată așa, adică picioarele așa mai lateral, și așteptam, adică pe coridor acolo, până la epuizarea puterilor, până deja mâinii nu mai puteau să-i, mă rog, de perete. Ați pus cu toții jurământ să n-avem drepturi și cuvânt. La sector deja eram bătut cu pumni în față, adică pumni în față și vreo câțiva pumni am primit în coaste. Și mi-au pus niște foi în față ca să le semnez. Când am încercat să citesc ce era scris pe foi, unul din ei zice, ce faci? Să citesc. A, ești deștept? Și m-a apucat după cap și a început să mă lovi cu capul de masă. De masă și de foile cele. După care au intrat alți doi, m-au luat, ăștia le-au spus, vedeți că ăsta e mai deștept decât spare. Mi-au pus un tricolor în cap și au început cu pieturile cu apă să bată în cap, impunându-mă să cânt imnul Republicii Moldova. Aici la comisariat am fost lovit cu pumnii după cap. Era o domnișoară acolo și un polițist a început să striga la dânsă, ce o striga jos comuniștii. Na, a lovit-o, deci a început să țipe. El a luat bastonul și a lovit-o peste fiese foarte tare, fiindcă domnișoara a căzut jos de durere. Ei au fost foarte, foarte speriați și traumați de faptul că erau martori la tortura altora. Deja acolo, în genere, adică ochiul lacrima, nasul era umflat, adică totul mă durea, plus toate moralul la pământ. Tipic pentru fenomenul 7 aprilie a fost un grad înalt de traumatism craniocerebral. În seara de 8, după orele 12, au intrat câțiva polițiști, au început a arunca cu picioare și pumne în stânga și în dreapta, în celulă, și ne-au spus să ne pregătim de ieșire. Am fost încărcați într-un automobil al poliției, într-un oaz din ăsta vechi și duș la penitenciarul 13. Când treceam spre mașină, la fel, toți erau loviți cu bastoanele. Dacă cumva te opreai de durere sau încercai să zici ceva, făceai mai rău, începeau să bată și mai tare. Cu toată durerea care o aveam atunci, pur și simplu am tras aer, m-am încordat, am primit o lovitură care am răbdat-o cât am putut eu și repede am urcat în mașină. Deci într-o mașină eram 38 de oameni, stăteam. Acolo am fost controlați până la piele, dezbrăcați în piele goală, iarăși câteva mângâiele cu bastonul. Și asta și băieții au fost umiliți în halul ăsta și fetele forțați să se dezbrace echipurile, că iată, o să-i percheziționeze până în piele goală și forțați să facă flotări pe podea. Au fost diferite, au fost, zic, și aci băgate sub unghii și inclusiv prin aplicarea violenței pentru și intimidarea verbală. 27-28 de băieți au suferit tortură telefon, lovituri simultane cu palmele peste urechi. Și dintre ei, marea majoritate au și acum surditate post-traumatică. Alo!
mai mare crimă în lume scoase din lupta împotriva copiilor. Avem și probe, avem și... Lupta împotriva copiilor. Și multe alte chestii. Lupta împotriva copiilor. Și multe alte chestii. Lupta împotriva copiilor. Eu nu puteam dormi pe spate de durerile care le aveam în cutia toracică. Adică, deci aveam apă la apă în plămân. Undeva 600 de mililitri timp de 5 zile s-au scurs. Și plus la asta, coasta numărul 4 ruptă. Până la urmă a venit ambulanța și am scăpat, adică într-un fel. Am fost clar că am fost transportat la Sfânta Treime, la Râșcani, în cătușă. Acolo mi-au fost făcute investigațiile, m-au întrebat ce ai pățit. Mi-am spus că am fost bătut de polițiști. Țin minte fețele lor când au auzit asta, pentru că ei credeau poate că m-au speriat și au stac și îmi spun că ei tocmai erau negri când mă transportau, pentru că ei știau că nu trebuie să părăsesc comisariatul, că cred că urma următoarea doză de bătăi sau, mă rog, să nu spun informații ce s-a întâmplat, că repede se vehiculează cu și în presă dacă deschizi gura și transmiți informația. Doamne, vino, Doamne, să vezi ce-a mai rămas din oameni. Cele mai mari durerele noastre, să spunem așa, sau temeri ca profesioniști, sunt anume aceste consecințe tardive care pot afecta profund psihicul uman. Și, din păcate, avem 3 cazuri din 7 aprilie când avem consecințe tardive grave. Aveam chiar și unele coșmaruri noaptea din cauza asta. Și chiar nu coșmaruri, dar chiar avem și unele halucinații, aș spune. Pur și simplu ieșeam afară seara, mie mi se părea că vine un polițist la mine cu bastonul să mă bată, eu fugeam în casă speriat. Tot mă dădeam seama că asta pur și simplu e o imagine care vine așa, pur și simplu din minte, din imaginația mea. Nu se vede luminița din capul tunelului. Eu am așteptat, am avut așteptări foarte mari de la autorități după 7 aprilie. Mă gândeam, zic, deja probabil că au înțeles și vor trebui să depună efortul să facă ceva pentru aceste victime și pentru toate victimele torturii. Din păcate, n-a fost așa. Ani la rând am cutreierat prin procuraturi, unde prin judecăți. În 2011 am ajuns la așa o concluzie că iar nu este dreptate. Nu. Am decis cu câțiva tineri să organizăm un spectacol. Un spectacol din scenete prin care să arătăm la oameni prin ce am trecut și cât de adevărat și cât de reale sunt coridorul, cum îi spun alții, morții. Dați-mi viața înapoi, ce-am risipit pentru voi. Sper cumva că, nu știu, acele proteste vor fi ca, nu știu, să spunem așa, un fel de inspirație sau o trezire la viață pentru poporul nostru. Sigur că nu o să mai particip la nici o manifestație publică. Trăim cu speranța. Ideea e că deja sunt mai rezervat în ce ține marșurile, acțiunile de protest. Puterea care a venit după asta n-a mai făcut nimic. Dosarul 7 aprilie, așa, și a fost uitat de toți.